Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Azi lucruri și interesante și inedite. Cum ar fi? A descoperit Mihai Eminescu teoria relativității înaintea lui Albert Einstein? Știați că în poeziile lui Eminescu se regăsesc indicii ale teoriei relativității? Că sunt sugestii ale unor concepte din mecanica cuantică? Că manuscrisele lui Eminescu conțin celebra formula lui Einstein, E egal MC pătrat, cu zeci de ani înainte ca ea să fie descoperită. Să fi descoperit Eminescu teoria relativității înaintea lui Einstein sunt întrebări pe care le pune Cristian Presură, doctor în fizică și cercetător la Philips Research Eindhoven și autorul cărții Fizica povestită. Lună tu, stăpâna mării pe-a lumii boltă luneci și gândirilor, din viață, suferințele întuneci. Mii pustiuri scânteiază sub lumina ta fecioară și câți codri ascunde în umbră, strălucire de izvoară. Cristian Tudor Popescu a dezvăluit la Digi24 o parte necunoscută a lui Mihai Eminescu, geniul satiric. Gazetarul a vorbit și despre teoria nedovedită, care spune că Mihai Eminescu ar fi descoperit teoria relativității înaintea lui Albert Einstein. Frumosul Adonis e iubit cu pasiune de doamna X, însă Adonis are un caracter foarte zvârdalnic și îi place să imiteze fluturul, zburând din floare în floare. Doamna X, simțind că amantul său înșală cu una din prietenele ei cele mai intime, prietenă foarte cunoscută în București prin pieptul său de cauciuc și prin toaletele zgomotoase, s-a decis să-i surprindă în flagrant delict. În acest scop s-a pus la pândă și a aflat că culpabilii își daseră întâlnirea alaltăieri într-un hotel depărtat din capitală. La ora indicată, pe când amanții se pregăteau să-și dea probe elocvente de amor, doamna X, ca Nemesis, seitatea răzbunării, năvălește în cameră și nici una, nici două apucă de coade pe infidela amică. Vai, coadele erau false și rămân în mâini. Furioasă, vindicativa amantă o apucă de gât spre o sugruma și zgârie obrazul cu unghiile-i formidabile, cu rizicul de a-i scoate ochii. În acest timp, Adonisul, profitând de învălmășeală, o șterge repede din cameră cu capul gol și cu îmbrăcămintea în dezordine, se suie într-o birjă și dispare. Cu mare greutate, servitorii hotelului au putut scoate pe infortunata femeie din ghearele teribilei sale antagoniste. De două zile, această victimă a amorului n-a apărut pe șosea. Gurele rele afirmă că îi va trebui mai bine de o lună pentru ca figura ei să-și poată lua aspectul obișnuit. O, amor, tu ai pierdut Troia! Cui aparține acest text? Seamănă Caragiale, nu? Dar nu răsare. Textul îi aparține lui Mihai Eminescu. Nu s-a jucat deloc, nu știe lumea. Eminescu e perceput ca Luceafărul. E neguros, e romantic. Lințol, e amor fatal, toată această recuzită a romantismului, bineînțeles, excepțional folosită de Eminescu, genial. Dar nimeni nu se gândește că Eminescu avea umor, era un satiric formidabil. Acesta este un text apărut în presă în timpul parcă prin 1879. Dar nu numai acesta, dacă citiți publicistica lui Eminescu, dacă citiți manuscrisele, o să găsiți niște scânteieri de umor formidabil. Despre un ministru spune la un moment dat că este ministru plenipotențiar al mânării gândacilor la adăpătoare, spune Cristian Tudor Popescu. Sunt multe fațete ale lui Eminescu care nu sunt cunoscute. El este încremenit în poetul național și oamenii nu știu ce minte brici rațional avea Eminescu. Ce cunoștințe științifice avea. El voia să știe, era foarte la curent cu cultura științifică a timpului său, a completat gazetarul. Celebra teorie a relativității a iscat controverse în mediul academic. Într-o lucrare de 44 de pagini, doi profesori din Statele Unite susțin că celebra formulă E egal MC pătrat n-ar trebui să fie atribuită marelui Albert Einstein, ci unui fizician austriac. Iată teoria care îl atacă pe geniul secolului 20. Cine a descoperit E egal MC pătrat, se întreabă Philip Ball pe site-ul Institutului de Fizică american physicsworld.com. Controversa în jurul acestei ecuații nu a încetat niciodată din momentul apariției ei. Oameni de știință ca James Clerk Maxwell și Max von Laue, precum și un întreg șir de figuri obscure de fizicieni de la începutul secolului al XX-lea, au fost propuși de-a lungul timpului drept adevărații descoperitori a echivalenței masă-energie.
Aceasta este consecința teoriei relativității atribuită de istoria lui Einstein, constând în faptul că între masa totală a unui sistem fizic și energia sa totală există o relație de proporționalitate exprimată prin relația E egal cu mc pătrat, unde E este energia sistemului, m este masa sa, iar c viteza luminii în vid. Aceste acuze au generat de nenumărate ori altele mai grave, care vorbesc despre faptul că Einstein se face vinovat de plagiat, însă mai toate au fost demontate la vremea lor. Mai nou însă, doi fizicieni arată că faimoasa formula a lui Einstein are o geneză complicată și oarecum ambiguă. Tot ei spun că aceasta avea destul de puține lucruri comune cu relativitatea. Unul din precursorii plauzibili ai E egal mc pătrat este Fritz Hasenerl, un profesor de fizică la Universitatea din Viena. În 1904, el a scris într-o lucrare formula E egal cu 3 pe 8 mc pătrat. Cum a ajuns la această ecuație? Și de ce constanta proporționalității este greșită? Stephen Bach, de la Colegiul Haverford din Pennsylvania, și Tony Rothman, de la Universitatea din Princeton, încearcă să rezolve misterul din jurul acestei întrebări într-o analiză pe care o puteți descărca la finalul acestui articol. Este pentru prima dată când fizicienii moderni studiază munca omului de știință austriac, mai scrie physicsworld.com. Nu este pentru prima oară însă când descoperirea lui Albert Einstein este pusă la îndoială. The Guardian scria în anul 1999 că ecuația E egal mc pătrat ar fi fost de fapt ideea unui italian pe nume Olinto de Preto, cu 2 ani înainte ca Einstein să o folosească în dezvoltarea teoriei relativității. Și totuși, Mihai Eminescu a trăit între anii 1850 și 1889. A fost un poet, prozator și jurnalist român, socotit de cititorii români și de critica literară postumă, drept cea mai importantă voce poetică din literatura română. Receptiv la romantismul european de secol XVIII și XIX, a asimilat viziunile poetice occidentale, creația sa aparținând unui romantism literar relativ întârziat. În momentul în care Mihai Eminescu a recuperat temele tradiționale ale romantismului european, gustul pentru trecut și pasiunea pentru istoria națională, căreia a dorit chiar să-i construiască un panteon de voievoz, nostalgia regresivă pentru copilărie, melancolia și cultivarea stărilor depresive, întoarcerea în natură, etc., poezia europeană descoperea paradigma modernismului prin Charles Baudelaire sau Stefan Mallarmé. Poetul avea o bună educație filozofică, opera sa poetică fiind influențată de marile sisteme filozofice ale epocii sale, de filozofia antică de la Heraclit la Platon, de marile sisteme de gândire ale romantismului, de teoriile lui Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant, de altfel Eminescu a lucrat o vreme la traducerea tratatului acestuia Critica rațiunii pure, la îndemnul lui Titu Maiorescu, cel care îi ceruse să-și ia doctoratul în filozofia lui Kant la Universitatea din Berlin, plan nefinalizat până la urmă, și de teoriile lui Hegel. Albert Einstein, născut la 14 martie 1879 la Ulm, în regatul Württemberg, decedat la 18 aprilie 1955 la Princeton, New Jersey, Statele Unite, a fost un fizician teoretician de etnie evreiască născut în Germania, apatrid din 1896, elvețian din 1899, emigrat în 1993 în Statele Unite, naturalizat american în 1940, profesor universitar la Berlin și Princeton. A fost autorul teoriei relativității și unul dintre cei mai străluciți oameni de știință ai omenirii. În 1921 i s-a decernat Premiul Nobel pentru fizică. Dacă privim cu atenție la perioada de viață a celor două genii, cu siguranță vom observa că Mihai Eminescu, deși a avut o viață scurtă, s-a născut cu mult înaintea marelui Albert Einstein. Abia în anul 1905, Einstein pune bazele teoriei relativității restrânse în articolul Zur Elektrodynamik bewegter Körper, asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare, iar în 1889 Eminescu trecuse în altă dimensiune. Pentru a avea o imagine mai complexă, haideți să ne familiarizăm cu faimoasa teorie a relativității restrânse și apoi să vedem și concluzia unui expert. Relativitatea restrânsă, teoria relativității restrânse sau teoria restrânsă a relativității, este teoria fizică a măsurării în sistemele de referință inerțiale propusă în 1905 de către Albert Einstein, în articolul său despre electrodinamica corpurilor în mișcare.
Ea generalizează principiul relativității al lui Galilei, care spunea că toate mișcările uniforme sunt relative și că nu există stare de repaus absolută și bine definită. Nu există sistem de referință privilegiat, de la mecanică la toate legile fizicii, inclusiv electrodinamica. Pentru a evidenția acest lucru, Einstein nu s-a oprit la a lărgi postulatul relativității, ci a adăugat un al doilea postulat, acela că toți observatorii vor obține aceeași valoare pentru viteza luminii, indiferent de starea lor de mișcare uniformă și rectilinie. Această teorie are o serie de consecințe surprinzătoare și contraintuitive, dar care au fost de atunci verificate pe cale experimentală. Relativitatea restrânsă modifică noțiunile newtoniene de spațiu și timp, afirmând că timpul și spațiul sunt percepute diferit, în sensul că măsurătorile privind lungimea și intervalele de timp depind de starea de mișcare a observatorului. Rezultă de aici echivalența dintre materie și energie exprimată în formula de echivalență a masei și energiei, E egal cu MC pătrat, unde C este viteza luminii în vid. Relativitatea restrânsă este o generalizare a mecanicii newtoniene, aceasta din urmă fiind o aproximație a relativității restrânse pentru experimente în care vitezele sunt mici în comparație cu viteza luminii. Teoria a fost numită restrânsă deoarece aplică principiul relativității doar la sisteme inerțiale. Einstein a dezvoltat relativitatea generalizată, care aplică principiul general oricărui sistem de referință, și acea teorie include și efectele gravitației. Relativitatea restrânsă nu ține cont de gravitație, dar tratează accelerația. Deși teoria relativității restrânse face anumite cantități relative, cum ar fi timpul, pe care ni l-am fi imaginat ca fiind absolut pe baza experienței de zi cu zi, face absolute unele cantități pe care le-am fi crezut, de altfel, relative. În particular, se spune în teoria relativității că viteza luminii este aceeași pentru toți observatorii, chiar dacă ei sunt în mișcare unul față de celălalt. Relativitatea restrânsă dezvăluie faptul că C nu este doar viteza unui anumit fenomen, propagarea luminii, ci o trăsătură fundamentală a felului în care sunt legate între ele spațiul și timpul. În particular, relativitatea restrânsă afirmă că este imposibil ca un obiect material să fie accelerat până la viteza luminii. Teoria relativității generale. Relativitatea generală sau teoria relativității generale este teoria geometrică a gravitației publicată de Albert Einstein în 1916. Ea constituie descrierea gravitației în fizica modernă, unifică teoria relativității restrânse cu legea gravitației universale a lui Newton și descrie gravitația ca o proprietate a geometriei spațiului și timpului, spațiu-timp. În particular, curbura spațiu-timp este legată direct de masă, energie și impulsul materiei, respectiv al radiației. Relația fundamentală a teoriei relativității generale este dată de ecuațiile de câmp ale lui Einstein, un sistem de ecuații cu derivate parțiale. Predicțiile relativității generale diferă semnificativ de cele ale fizicii clasice, mai ales în ce privește trecerea timpului, geometria spațiului, mișcarea corpurilor în cădere liberă și propagarea luminii. Exemple de astfel de diferențe sunt dilatarea temporală gravitațională, deplasarea spre roșu gravitațională a luminii și întârzierea gravitațională. Previziunile relativității generale au fost confirmate de observațiile empirice efectuate în toate domeniile științelor experimentale. Deși relativitatea generală nu este singura teorie relativistă a gravitației, ea reprezintă cea mai simplă teorie în acord cu datele experimentale. Totuși, teoria nu oferă răspuns la câteva dileme teoretice. Cea mai fundamentală dintre acestea fiind modalitatea în care se poate unifica teoria gravitației generale cu legile mecanicii cuantice, care se conducă la o teorie completă și consistentă cu ea însăși a gravitației cuantice. Teoria lui Einstein are implicații astrofizice importante. Din ea decurge posibilitatea existenței găurilor negre, regiuni ale Universului în care spațiul și timpul sunt distorsionate într-o măsură atât de pronunțată, încât nimic, nici măcar lumina, nu mai pot emerge de acolo. Ca stare finală a evoluției stelelor masive. Există indicii că astfel de găuri negre stelare, precum și alte tipuri mai masive de găuri negre, sunt răspunzătoare pentru radiațiile intense emise de unele tipuri de obiecte astronomice, cum ar fi nucleele galactice active sau microcoasarii. Curbura traiectoriei luminii sub efectul gravitației conduce la apariția efectului de lentilă gravitațională, prin care imaginile obiectelor cosmice, aflate în spatele lentilei, sunt distorsionate sau uneori chiar multiplicate. Relativitatea generală prezice existența undelor gravitaționale care au fost măsurate indirect.
O măsurătoare directă a acestora este scopul mai multor proiecte, între care și LIGO. În plus, relativitatea generală stă la baza modelelor cosmologice actuale ale unui univers în expansiune. Revenind la Cristian Presură și teoria sa cu privire la marea descoperire mineștiană, doctorul în fizică continuă. Lumea se întreabă azi dacă teoriile fizicienilor despre multiversuri sunt teorii științifice. Cum putem ști ce se află cu adevărat în celelalte universuri dacă niciodată nu putem ajunge acolo? Cum putem crede că vom înțelege ce e acolo doar măsurând ce e aici? Oare să ne fi atins limitele, așa cum ne făcea atenție Eminescu, acum aproape un secol și jumătate, în poezia La moartea lui Neamțu? În zădar ne batem capul triste, fir vizionare, să citim din cartea lumii semne ce noi nu le-am scris. Potrivim șirul de gânduri pe sistemă oarecare, măsurăm mașina lumii cu acea măsurătoare și gândirile-s fantome, ci viața este vis. Adevărul este că omenirea nu poate scăpa de dorința de a înțelege cosmosul, chiar dacă el este un vis. Iar atunci când ne atingem limitele, când vedem că matematica ne lasă, dorim să simțim, măcar pentru o fracțiune de secundă, măreția creației. Atunci lăsăm formulele și ne întoarcem la poezie. Și unde este mai frumos descrisă creația cosmosului decât în scrisoarea întâi? La început, pe când ființă nu era, nici neființă, pe când totul era lipsă de viață și voință, când nu s-ascundea nimica, deși tot era ascuns, când pătruns de sine însuși, odihnea cel nepătruns, puprăpastie, genune, funoian întins de apă, n-a fost lume pricepută și nici minte s-o priceapă, căci era un întuneric ca o mare fără o rază, dar nici de văzut nu fuse și nici ochi care s-o vază. Umbra celor nefăcute nu începusea se desface și în sine împăcată stăpânea eterna pace. Dar deodată un punct se mișcă, cel din tâi și singur. Iată-l cum din haos face mumă, iar el devine tatăl. Punctul acela de mișcare, mult mai slab ca boaba spumie, stăpânul fără margini peste marginile lumii. De-atunci negura eternă se desface în fâșii, de-atunci răsare lumea, lună, soare și stihii. De-atunci și până astăzi colonii de lumi pierdute vin din sure văi de haos, pe cărări necunoscute și în roiuri luminoase izvorând din infinit, sunt atrase în viață de un dor nemărginit. Da, ce frumos, ce simfonie! Fiecare cuvânt se așează la locul lui ca instrumentul dintr-o orchestră, ci fiecare literă este potrivită ca o notă muzicală. Vă spun sincer, de fiecare dată când citesc ecuațiile lui, Einstein sunt uimit de ordinea pe care creierul meu o recunoaște în univers. De fiecare dată când citesc versurile lui Eminescu, tremură pielea pe mine pentru că mă face să intuiesc ceea ce fizica nu poate descrie. Iată cum spune asta chiar el în poezia Numai poetul. Lumea toată e trecătoare, oamenii se trec și mor ca și miile de unde ce un suflet le pătrunde, trăierând necontenit sânul mării infinit. Numai poetul, ca păsări ce zboară deasupra valurilor, trece peste nemărginirea timpului în ramurile gândului, în sfintele lungi unde păsări ca el se întrec în cântări. Da, extraordinară abordarea lui Cristian Presură, cu siguranță cu aceeași maestrie a scris și cartea Fizica povestită. Da, cu atâtea gânduri și noțiuni, unele abstracte, altele mai puțin, ne oprim aici, prieteni. Sunt Cristian Alexandrescu. Pe curând!